Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Trebuia să vină și momentul acesta. Parlamentarii se ocupă de trotinete în condițiile în care 99,99% dintre ei habar n-au cum. De că nici n-au văzut cum arată. Da, ba nu au văzut că pe ei deranjează în trafic. E adevărat că și pe mulți dintre șoferii deranjează în trafic felul în care se circulă cu trotinetele astea prin orașele mari. Dar parlamentarii care nu înțeleg economia asta modernă, principiul de sharing, transportul alternativ, lucrurile sunt total, sunt foarte departe de lumea asta, s-au gândit să reglementeze lucrurile. Și au loc niște discuții suprarealiste în Parlament despre cum ar trebui reglementată problema trotinetelor din trafic. Și l-am auzit pe unul dintre parlamentari spunând că, gata, trebuie să fie cu căști. Oamenii, știți că adesea la această emisiune vă invit să vă gândiți cum se întâmplă practic un lucru. E primul lucru pe care trebuie să-l faci când te gândești să adopți o decizie. Bun, eu decid asta. Dar cum se întâmplă practic? Am vorbit și ieri despre felul în care guvernanții iau decizii fără nicio legătură cu lumea reală. Și ascultați dialogul din Parlament între un domn deputat, sau ce este el, senator, habar n-am, care zice că toate trotinetele trebuie să aibă casca atașată. Fără grupul AUR, din cauza faptului că ne-am fi dorit ca acele căști de protecție să fie purtate de toată lumea, să nu facem discriminare. Știți că toți ne-am dorit acest lucru, dar n-avem dar... cum, domnule deputat. Până dacă la urmă... îi obligăm pe cei care închiriază trotinete să pună o cască pe o trotinetă, nu o să o mai găsiți acolo. Este afacerea lor, îmi pare rău. Și eu nu pot să port o cască folosită de atâta persoane. În momentul în care plec de acasă prin București și știu că s-ar putea să apelez la o trotinetă închiriată, îmi pun în geantă o cască. Asta e. Auzi? Care geantă? De ce a fost genială? Cum ai plecat, deci, tu, de acasă. Cum ai plecat tu cu sandwich-ul atunci la bancă, dimineața? Ți-ai făcut sandwich-ul, îți pui și o cască lângă. Da, corect. Tome, există... poate folosești, poate nu folosești. Da. Știi? Pui un pahar cu apă pe noptieră și un pahar fără apă. Că poate ți-e sete, poate nu ți-e sete, știi, peste noapte. Pe vremea mea se juca mult bowling în București și erau niște gentuțe cu bilă de bowling exact. Pentru profesioniști. Da. Și uite, iată la ce pot fi folosite gentuțele alea, o să apară pe AliExpress, probabil, sau pe vreo de asta, sau o cașcă, o cașcă. Da. Da. Uite, cum asta este pliabilă. Principiul trotinetelor, exact asta este. Păi, nu e, e un mijloc de transport alternativ pe care îl folosești dacă ai nevoie să ajungi rapid într-un loc. De-aia și peste tot, în momentul ăla nu e ceva ce folosești în fiecare zi. Că dacă e ceva ce folosești în fiecare zi, îți cumperi trotineta ta și mergi cu ea, adică da. Și atunci, da, ai casca ta. Astea sunt, au cu totul alt principiu de funcționare. Sigur, ar fi bine ca oamenii care folosesc asta să aibă casca. Ar fi cam foarte bine, da. Da. Dar principiul, adică ideea, și să aibă casca atașată. Și doamna îi spune, păi nu poți, că dacă faci așa dispar căștile, cum... Da, nu e problema mea, e afacerea lor, se gândească... Să relege cu dăla. Cred că asta cu afacerea lor... Se... Da, și o să... De la ca la telefoane, știi? Și atunci, doamna întreabă corect. Dar tu pui pe cap... Să-și ia de la cum au la karting, știi, ciorap de la... Cagulă, serios. Deci... E cagulă. Cagula, deci... o iei, o spele acasă. Exact. Vorbești serios? Da. Nu trebuie să aibă căști. Și doamnele, acum, serios, cum fac, Luca? Trebuie să poarte căști. Și doamnele care au coafiură, cum fac cu cagulele? Să fie să nu meargă cu trotinete. Asta este bun de parlamentar, înțelegi? Asta e, nu mă interesează. Eu l-aș pune, apropo de asta cu casca... Și coafură, tu vorbești serios acum? Să aibă un... De ce, doamnele, cu coafură, cum merg cu motocicleta? L-aș pune să aibă un dialog cu doamna Rovana Plumb. Stai un pic, cum ai zis? Doamna Rovana Plumb are cască de prima. Deci, doamna... Deci doamnele cu coafură, cu motocicletele, cum fac? Da, nu știu cum fac doamnele cu... Nici eu nu știu cum fac trotinete. Dar eu n-am văzut foarte multe doamne pe motociclete. Dar nici eu n-am văzut multe doamne cu afate pe trotinetă. N-ai văzut fete care merg pe trotinetă? Bă, nu sunt mai coafate. Uite-te pe dreapta. Necoafate. Dar ce sunt? Meretele au grijă de părul lor. Cu părul nespălat. Nu te uita la tine. Pe trotinetă. Discuția a devenit mai interesantă decât cea din Parlament. Și la tine, când mă uit cum te dai cu gel, că tu ești dat cu gel. Eu nu sunt dat cu gel niciodată. Dar părul ăsta cum ăsta așa? Așa s-a format el. Da. Tu îți dai seama că dacă porți cagulă de la... de-aia ți se lipește de cap și o să fii cu totul altul? Da. De-aia nu merg cu trotineta. Da, sunt trebuie să poarte căști. Da. S-a pus și problema chestionarelor. Așa.
Aia mi s-a părut cea mai tare. Da. Cei care, care folosesc trotineta să completeze, dacă sunt surprinși în trafic, un chestionar. Nu, la închiriere. În momentul în care este accesată aplicația, cele 5 întrebări pentru a putea circula mai departe cu trotineta în regim de self-service vor putea fi completate în câteva secunde, adică nu e o pierdere de timp. Ideea lui Radu, nu înțeleg, dacă se răspunde greșit la întrebări, se blochează și nu mai poți să mergi cu trotineta, dacă răspunzi greșit la 3 din 5. Haideți să adăugăm un chestionar de 5 întrebări obligatorii, ca să stea liniștită și doamna deputat, că la toate cele 5 întrebări se va răspunde în mod corect. Da, e ok. Cum facem cu întrebările astea? Deci îți dă quest, cum ar veni. De captcha să pună în captcha? Da. 5 întrebări, dar sunt aceleași întrebări întotdeauna? Sau că le înveți? Asta e completat toată? Îți pune de alea cu atelaj. Mai ții minte când am dat noi de permis, alea erau, dacă spica cu atelaj, era nenorocie. Dai seama că blochează toate aplicațiile din București. Un cal, o Dacia 1100 și o motoretă Mobra, intră pe intersecție. Știi cam așa. Cum să fie? Dar cine face întrebările astea, mă? Probabil că le iau din chestionare. Le iau din alea, ce mă rești mecherie. Și copiii învață secvențurile, o să vezi. Ce ți-a picat prima? Semafor cu nu știu ce, D, A, B, B, C, A. Gata, a mers, a lăsat. Așa să fie bune de dublu sau nimic, se antrenează pentru dublu sau nimic, practic. Sunt la chestionare de genul ăsta, mă gândesc. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.